Ziua, Cosmina Bran, consilier educativ și profesor de limba română. Cum vi se pare acest proiect pe care Asociația Startevo și Primăria Sectorului îl fac la dumneavoastră în liceu? Mărturisesc că pentru mine a fost o surpriză. Un astfel de proiect nu am mai cunoscut, deși sunt consilier educativ de câțiva ani. A fost o surpriză pentru că, în sfârșit, este doar pentru elevi. De fapt, nu doar pentru elevi, ci mai ales pentru elevi și pentru toate tipurile de elevi, întrucât mi-a fost dat să văd luna asta, făcând parte din comitetul de juriu, să văd și să aud lucruri despre ei pe care nu le cunoșteam. Adică au început să-mi mărturisească inclusiv aspecte din viața lor personală, din care reieșea ambiția. Cum au ajutat o bătrânică să treacă strada, cum au încercat să suplinească treburile mamei. Deci consider că este un proiect foarte bine gândit, cu un accent extrem de bine pus pe această dominantă, aceea de a scoate la iveală lucruri de care ei nu sunt conștienți. Cât de importantă credeți că este această presiune socială pe care o creează proiectul? Că vine unul și zice, eu am făcut, nu știu, am jucat rugby la Steaua. Altul zice, eu am câștigat bani ajutându-mi părinții. Lucruri pe care ceilalți nu le știu și prin acest proiect ies la suprafață. Cât de importantă credeți este pentru nivelul lor ca oameni? Este important pentru ei, în primul rând, să cunoască personalități, adevărate modele de reușită și să înțeleagă că se poate absolut orice atâta timp cât își doresc. Faptul că dumneavoastră ați venit în completarea proiectului cu niște dezbateri la care vin oameni care sunt cu adevărat niște exemple de reușită pornind de jos, pe ei a mobilizat foarte mult. Și simt că se implică și alte instituții în afară de cele cu care ei sunt obișnuiți. Inițial credeau că proiectul aparține școlii. Și când le-am zis că nu, de fapt este o asociație care face chestia asta pentru că își dorește să se implice, au rămas impresionați. Și consider că ar trebui să continuați, nu doar două luni, pentru că să fim încercăm. Stimulează și partea financiară. Da, de fapt, clar. La noi cu atât mai mult.